Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Foarte multă lume în concediu, plecată cu mașina. Da, e mai... Rămân la părerea mea, mai lejer trafic. Eu îl simt dimineața când vin. Și asta are diverse efecte. Odată că se merge întins, a doua oară că încurajează diversi fitipaldi de ăștia amatori să facă crezuri în trafic. În dimineața asta m-am întrebat la un moment dat, bă, ce e cu voi? E în ceva în aer? Ce se întâmplă? Deci în dimineața asta, pe bucata între Corbeanca și București sunt 20 de kilometri, mă rog, hai, 815 kilometri, habar n-am, de drum drept pe DN1. Mă, nene, am văzut niște oameni care se șicanau în trafic pentru absolutamente nimic. Ăștia cu dubițe. Să ajungă primii la metrou. Da, dubițe cu muncitori care se duc la muncă și care făceau crețuri în trafic, știi, de pe bandă, pe alta, care se luau la întrecere cu alte mașini care și alea, în mod evident, duc oamenii la muncă la ora. Bă, nene, ce aveți, mă, nene? E efectul de gașcă, îți dai seama că îl încurajează ea din mașină. Hai! Da, și vedeam în retrovizoare. Erau hai, Viorele, ești mai bun! Hai, mă, că poți! Hai, mă, că putem! Până se înfige în primul stâlp sau până, Doamne ferește, intră în altă mașină și... Oamenii sunt inconștienti, oameni, pur și simplu nu înțeleg ce fac ei la volan acolo, adică faptul că totuși este un obiect de câteva tone pe care îl deplasezi printre alte obiecte care se află în mișcare și alea de câteva tone și mergi cu 80, 90, 100 km pe oră. Da, și eu era azi dimineață, eu ies în... Și cu oamenii ăștia, da. În Calea Moșilor de pe o străduță, la 50 de metri de intersecția cu Bucur-Obor. Păi și azi a trecut unul cu un autocar, cred că avea 65-70. Cel puțin. Și deci m-a claxonat la... Da. Eu plec de acasă la 6. Nu, da, ideea e că era foarte aproape de intersecție, adică n-avea sens să accelereze, știi? Da. Dar apropo de trafic liber, că mergea rachetă. Am văzut, pe de altă parte... Deci eu nu știu cum conștientizează unii oameni care sunt la volan ce fac ei momentul ăla. Citesc o știre că un autocar cu 32 de pasageri înăuntru, deci 3 sferturi, cam așa, a mers un kilometru cu spatele pe autostrada A1, pe sensul Boița-Sibiu. Probabil că ratase ceva ieșire. A ratat o ieșire, intrare, sau habar n-am ce ratase. V-am zis că noi nu suntem pregătiți pentru autostrăzi, râdeți. Băi, nu suntem pregătiți pentru nimic. Noi ca nație nu înțelegem încă conceptul. Polițiștii au constatat, deci el a intrat pe autostradă, a mers un kilometru, s-a prins că nu e bine. Ce facem? Băgăm un malșalier, da. 32 de pasageri înăuntru, dă-i în spate. De pe sens, adică și pe lângă el treceau mașini cu 130, probabil, sau 130, sunt eu optimist, 150-200. Da, mă, dar s-a bazat că e pe banda de urgență. Da, ce cauți, mă, pe banda de urgență? Era dita mai autobuzul, adică poate nu-l vede nimeni. Asta mă gândesc. De altă parte, banda de urgență este foarte îngustă pentru un autocar. Și îngustă și pentru o mașină, câteodată. Deci, polițiștii au constatat că la data de 8 iulie, în jurul orei 10:45, pe A1, la kilometru 226, sensul Boița-Sibiu, șoferul unui autocar cu 32 de pasageri, un bărbat în vârstă de 37 de ani din județul Timiș, a efectuat manevra de mers înapoi pe banda de urgență pe distanță de un kilometru. Cât ai voie? Sună să mult înapoi un kilometru, dar pe autostradă n-ai voie niciun metru. Pe autostradă n-ai voie. Ai voie, dacă ai în oraș, maxim 50 de metri. Și eu știu, 50 de metri și te oprești. Asta a fost unul din testele pe care mi le-a dat mie un instructor când eram instructor auto și acum dăm marșarier și am dat în marșarier și la un dat mă întreabă, bă, ce faci, mă? Dăm marșarier, mi-ai zis, păi câți metri ai voie, mă, deștept trebuie să dai marșarier. Eu îi dădeam înainte, adică, na, dacă mi-a zis-o... Și domnul ăsta nu i-a legat, a dat în etapă. N-ai voie pe autostradă, n-ai... Câte 50? I-au dat amendă. Bă, adevărul e dacă tu ratezi pe autostradă, ești pe autocarul, hai să ne punem în locul omului. Merge înainte. Dar n-ai ratat, mă, niciodată. Noi suntem cu autocarul, acum suntem domnul ăsta, nu suntem noi. Ești dita mai autocarul și ai ratat, el ceva a ratat, că de-aia a vrut să iasă de pe autostradă. Mă, da, nu, întrebarea mea e alta. Dar dacă tu ești unul din cei 32 de pasageri așa dintr-un autocar care brusc frânează pe autostradă, și după aia dă marșarier, ce faci? Îți vezi de viața ta? Stai pe Candy Crush? Nu cred că apuci să reacționezi. Un kilometru durează mult, că nu poți să dai mare viteză un kilometru pe autostradă. Nu, un kilometru, nu e așa puțin. Te duci la... Ce faci, mă? Stai... Te duci la bancheta aia lungă din spate, dai perdele la o parte și te... Ce zici? Hai să vedeți, hai să punem pariuri. Sau te duci pântre scaune, ca în timp building. Șeful! Am zis, dar ce facem? Dă-te, bă, că nu văd. Văz. Da. Asta i-au dat amendă 1305 lei și i-au suspendat permisul pentru o perioadă de 120 de zile. Bravo, șofer profesionist.
Și acum așteptăm alți șoferi profesioniști care să spună: nu trebuie suspendat, domnule, cred permisul că... la profesioniști, că e munca lor. Ce munca lor, mă? Asta cred e. Că i-au încheiat cariera la 72 de ani. 72 de ani avea? Da, nu, are? Da, 35 de ani avea ăsta, 72 avea altul. Nu, altul, mă, băiatul. Da, care asta, are, da, cu mașina, da. Nu, mai avem un caz cu un domn care a ratat pe A1 și pe Râmnicul Vâlcea, a luat-o și el cu spatele. A dânsul avea 72. Da. Da. Și a luat aceeași amendă și aceeași suspendare. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.